Inițiativa inedită la Sibiu, locuitorii sunt învățați cum să economisească energie, dar și ce pași trebuie să facă pentru tranziția către sistemele din surse regenerabile. Specialiștii de la Universitatea Lucian Blaga, împreună cu cei de la Consiliul Județean, organizează în tot județul caravane de informare. Scopul inițiativei derulate în toate localitățile din județul Sibiu este acela de a le oferi locuitorilor o mai bună înțelegere a beneficiilor energiei regenerabile și a impactului acesteia în eficiența energetică. Este extrem de important ca fiecare cetățean din județ să cunoască și să aplice și la el acasă aceste metode de reducere a consumului și folosire a resurselor regenerabile. În condițiile în care, la nivel european, 2/5 din consumul de energie provine din consumul casnic, așa s-a născut acest proiect. Mergem cu astfel de informații înspre toți cetățenii din județul Sibiu. Interesul pentru a eficientiza energia pe UAT Tălmaciu este destul de crescută. Cetățenii, în urma acestei întâlniri, și-au dat seama că pot face aceste lucruri acasă, pentru cei cu case individuale să aplice la partea de panouri fotovoltaice, pompe de căldură. Apreciem intenția primăriei orașului Tălmaciu și a Consiliului Județean de a informa cetățenii orașului nostru. Este o acțiune benefică pentru toți locuitorii. Au fost multe informații relevante pe care cu siguranță vom încerca să le aplicăm. Personal am învățat multe lucruri. Trebuie să începem cu o economie. Până nu facem o economie, nu putem face eficiență. Iar economia, bineînțeles, se poate face destul de simplu cu lucruri pe care deja le știm foarte bine și ne putem împărți pe mai multe planuri. Cum ar fi odată pe partea de electricitate, începem să facem o economie. Adică ce putem face? Să înlocuim toate becurile. Proiectul Energie Regenerabilă și Eficiența Energetică pentru Dezvoltarea Durabilă în județul Sibiu este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia și are o valoare de peste 220.000 de euro.